Apropo de USR, ați fost partener de guvernare o perioadă. Ce concluzii ați tras după această colaborare cu USR? Din păcate, USR-ul s-a evit cu o situație, cu care greu vor mai atinge aceea de a guverna împreună cu Partidul Național Liberal. N-au știut să gestioneze această situație. Le-a lipsit puțină maturitate politică și puțină cumpătare. Le-a lipsit un element care ar putea să fie decisiv în a stabiliza relația cu noi, cu PNL-ul, și această imaturitate politică, din păcate, s-a tradus într-o această plecare de la guvernare, pentru că am fi putut realiza lucruri bune împreună. Aveam o agendă clar și bine definită la vremea respectivă, aveam o majoritate parlamentară, dar eu cred că din aceste greșeli ale trecutului USR-ul poate învăța, de ce nu? Dar cu greu se va mai vii cu situația în care se guverneze și, din păcate, în momentul când a trebuit să dea măsura responsabilității și valorilor, n-au reușit acest lucru și s-a văzut. Ăsta a fost elementul decisiv, aș spune, în a desface acea guvernare și a alege singura posibilitate viabilă la vremea respectivă, o alianță cu PSD-ul, care să, pe puncte și obiective, care să ducă mai departe, să asigure fluidizarea guvernării.